Petrolul Ploiești și-a aflat astăzi calendarul oficial în Liga a doua Casa Pariurilor. Fiind echipă nou promovată, gruparea ploieșteană va debuta pe teren propriu. Următoarea echipă, ACS Petrolul 52 Ploiești. Vă Cristi. Cum te asta, domnul Cristi? Noi nu ne opunem. știi că și Cupa României și promovare, ce v-ați ca și obiectiv. În prima rundă, Petrolul va înfrunta sportul Znagov, fosta echipă menegeriată de Vivi Răchita. În etapa a doua, Petrolul va avea parte de o deplasare scurtă și tot împotriva unei echipe Ilfovene. Trupa antrenată de Leo Grozavu va juca la Balotești, satelitul echipei de Liga 1 Concordia Chiajna. Petrolul și Baloteștiul s-au întâlnit într-un meci amical în această vară la Streșnic a fost primul adversar al petrolului în era grozavu, iar lupii s-au impus cu 2 la 0. Atât fotbaliștii cât și suporterii doresc același rezultat, mai ales că echipa are nevoie de un start bun în noul sezon. Derbiul Ligii a doua se va disputa în etapa 8 iar petrolul va juca în deplasare la Universitatea Cluj. Galben albaștri vor avea un alt meci tare în penultima rundă a turului de campionat, dar pe Ilie Oana, cu Uta Arad. Iar ultimul joc oficial din acest an va fi în deplasare la Academica Clinceni. Prima deplasare lungă a găzarilor va fi în etapa a 6, atunci când petroliștii vor evolua la energeticianul Petroșani. La tragerea la sorți desfășurată la sediul Federației Române de Fotbal din partea clubului petrolist a fost prezent președintele Cristi Vlad. Liga a doua va debuta pe 4 august, însă e posibil ca Petrolul să joace mai devreme sau mai târziu, având în vedere că va fi preferata televiziunilor care au drepturile TV pentru această competiție.